Deci eu aveam o discuție cu Robi că el e cu minte, că e bun, că nu știu ce, și la un moment dat a venit Anton, îl ștergea și zic... Bună gluma asta! Păi, glumă. Și a venit, îl ștergea și zic, vai, uite ce suflet bun ai, ajut și oamenii neajutorați, sau nu știu cum am săraci. Zis. Săraci. Nevoiași. Nevoiași, cred că. Săraci, da. Ai zis. Așa. Nevoiași, săraci. Robia. S-a uitat la mine, tot nevoia râs cu râde de obicei, că n-ar fi prima oară când facem glume și de o parte am și de alta. Da, erai, nu mi se părea că ești deranjat sau să-mi spui, mă, Teo m-a deranjat, știi? Da. Și tu, ulterior, venind aici, a spus lui Robi că mai pot exista încă trei ca el, că pe el oricum nu-l interesează și că o să spună părerea. Și în același timp vreau și eu să spun că sunt liberă și fac ce vreau și discut cu cine vreau în casa asta și... cei de acolo pot fi la fel vis-a-vis de mine. Asta nu înseamnă că pune Robi stop la cineva dacă a spus că într-o ceartă o să-mi ia mie apărarea dacă vede că cineva sare calul, cum ar veni. Nu, dar s-a discutat și nu mai știu cine a zis că poate tu ai prins un pic de tupeu acum că a făcut Robi afirmația asta. Tupeu? În ce sens? Că am să-ți făcut gluma aceea cu tine? Să-ți permiți ceva ce în mod normal nu-ți permiți, Teodora. Ce? Și mă repet și am și exemple. Dă-ne un exemplu. Aveam o glumă pe care o aveam din afară cu ea și nu o deranja și, spre exemplu, legat de bretonul ei. Și de cele mai multe ori, e o glumă fără niciun fel de tentă, decât o glumă. Și mi-a făcut așa de multe ori când am făcut chestia asta. Eu nu mai mi-aduc aminte. Oricum am avut destul de multe glumițe cu o el. Poate spune? Nu știu despre ce glumă e vorba, da. Bretonul tău, breton... Și mereu am râs când ai făcut gluma aia. Niciodată n-am fost supărată. Eu cred că n-am fost, doamna Andreea, niciodată supărată. Sunt genul de persoană, de fată, care acceptă orice glumă. Eram și eu odată aici când era pe canapea când i-ai zis-o și chiar nu era deranjat. Da, nu sunt deranjat. Și Moldova. Da, odată. Eu țin minte beton ăsta și nu era deranjat. Și în grădină și am râs mereu. Odată am glumit cu ea în toată casa. Aici, măi, ai zis odată. Tu ai zis că ea a fost deranjată pe gluma asta și a zis că n-a fost niciodată deranjată. Bine, vreau eu să vorbesc. Am înțeles. Stai un pic, v-am zic. Ai fost tu odată de față. A fost odată aici, la masă, când a venit ea. A fost odată aici, a fost odată și la biliar și a fost cu mine. Păi uite, ai făcut-o de trei ori. Na, și tu cum îți permiți glume cu mine și eu cu tine? Scuze, vorbeam. A fost odată și când treceam dintr-o casă într-alta și uite, în continuare ai niște chestii da. Pe care nu înțeleg. Cum le ai și tu cu restul? Nu-ți convine? Nu le-am. Scuze, ce ție nu-ți place, altfel nu-i place. Scuze. Ai terminat? Da. Bravo. Dar de ce e această atitudine față de ea? Doamna Andreea, dar ea a avut atitudinea din nou. Nu, dar nu e ok. De ce e atitudinea asta? Nu, tu ești... Nu. Deci, e domnișoară. Nu pot să cred, doamna. Nu, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Eu nu pot să... Adică te-a supărat cu ceva? De ce ai atitudinea? Ea, din moment ce mi-a pus stop la niște glume, am considerat că n-avem glume. Din moment ce e stop la glume, nu-ți permiți să vii tu să faci glume cu mine după. Scurt, indiferent. Ok, dar a stabilit asta voi? Nu, a stabilit el singur. Dar nu e de la sine înțeles când ea îmi pune stop la niște glume, că automat nici ea nu mai are voie. Pe cum ți-a pus ea stop la glume? Dar vrei să aduc registrare? Ce vrei să spui? Păi da, vreau eu. Da, bine, o să mă uit, dacă eu așa zic. Da. Hai să-ți dau alt exemplu. De ce aș veni să zic lucrurile astea? Am vreun interes spre Teo. Mi-a făcut Teo rău cu ceva. Ok, eu mi-am cerut scuze, nu știam că l-a deranjat gluma. Să putea să-mi spună fix în față atunci. Băi, Teo m-a deranjat sau să-mi bat în brațul cum ar veni. Nu s-a aflu după venind aici că... Dar nu te-am vorbit de rău pe la spate. Dar nu că m-ai vorbit, dar să spui că te-a deranjat. Dar care era sensul glumei? Nu mai știu, era în discuția mea cu Robi oricum. Și eu știam că eu cu el mai avem înțepături din astea în tentă de glumă și râdem amândoi. Chiar eu nu mai mi-aduc aminte când am fost supărată. Acum hai să stau pe față. A venit Giulia odată când se vorbea de mine. În grădină. Când s-a vorbit de mine odată de chestia asta și gluma cu săraci ai mai făcut-o tu odată, în afară la hotel. Ca să ți-o dau încă o dată pe față. Dar n-am zis sărac, ați discutat voi doi și era legat de bani. Era Sebastian, că m-a încertat cu Sebastian. Ați spus voi asta. Vai, cât de departe te-ai dus, Antoni. Teodora, nu m-am dus nicio departe. Am ținut minte în exactitate tot ce s-a întâmplat. Și nu am spus săracul în vorba asta. Oameni săraci, am zis neajutorați. Ai zis săraci, să o întrebăm pe doamna Andreea. Eu aștept. Eu nu mai merg cam tot. Oricum, dar nu m-am gândit la bani, la asta era vorba, se pupa în contextul ăsta, deci nu cred. Ești foarte supărat, agitat, nu înțeleg de ce. Și de ce le-ai atât de personal, când eu cu tine ne cunoaștem și am avut glume, mereu. Da, și aici nu mi le-ai permis. Aceleași glume. Nu mai vreau, doamna Andreea. Zici că ai fost cel mai vreodat. Astăzi înțeleg că ai folosit termenul săraci. Ok, oi fi zis, dar nu m-a referit în niciun caz să mă duc cu gândul în altă parte. Da, dar și în discuția cu mine nu era vorba de Giulia, săraci. Giulia, știu, las-o. Eu știu la ce te referi.
Și vrei atunci să-ți ceri scuze? Mi-am cerut și mai devreme, dar când era aici. Supărat. Eu nu sunt supărat, doamna Andreea, pur și simplu că n-am vorbit-o de rău, pur și simplu că am spus că okay, nu ne permitem. Dar acum și atitudinea cu care a venit la mine în momentul când eu am ieșit din grădină și mi-a spus unele lucruri, da, într-adevăr, că putea să spună frumos, bă, te-o chiar m-a deranjat, hai să nu ne mai permitem deloc glume dacă tot ție nu-ți convin. Și înțelegeam, dar nu mă iei pe mine cu din astea. Am venit pur și simplu și ți-am zis, pur și simplu n-am vrut să intru într-o contră cu tine, fiindcă am preferat să cedezi, da. Și tu, ai, e un bun. Robi n-a avut o atitudine mai deplasată, Antoni? Păi, dar erau toate fetele. De ce nu întreb de căpătă? Ok, erau și fetele. Nu mi s-a părut. Eu nu eram. Nu, nu am înțeleg ce era atât de grav. Eu eram, dar nu... Dar ce atitudine am avut? Nu tu! Nu tu, Antoni! Antoni față de mine. Era pur și simplu supărat. Ah. Cine a mai fost acolo? Și Bianca e la un moment Alexandra, dat că nu Alexandra, de ce Roberta, de... Alexandra, Roberta, Bianca și Virginia. Ok, bravo. Și Bianca a spus la un moment dat că nu înțelege de ce ești așa de aprins pe subiectul. Dar nu înțeleg gluma ce te-a deranjat la gluma. A zis săraci, ajutăm și săraci. Dar probabil eu nu cunosc, dar așa gluma în sine mi se pare nimic de... Dar nu m-am gândit, nu m-am dus cu gândul unde s-a dus. El îmi pare rău dacă s-a dus cu gândul acolo, nu mă refeream la așa ceva, dar... Da, el... Că la sărăcie? Ah, nu știu ce. Sărăcie, cum e definit în Dex? Cash. Ce te deranja, termenul în sine sau te-ai gândit că a folosit altfel acest termen? Cum să nu intervin când Antoni, în loc să-mi zică Robi, îmi pare rău, dar chiar dacă ești lângă Teodora, îmi permit să-i zic un deranj. El vine și mă ia pe mine că poate să fie și trei de al de tine, adică ce-mi face Antoni, mă bate sau ce-mi face? Doamne ferește, uite. Poate să fie și trei de al de tine, că eu... De ce vă rezumați doar la violență? Pentru că la asta s-a referit el. Nu, uite, și doamna Andreea zice. Două secunde, vă rog frumos, să întreb și eu, băieții. Dacă vin acum lângă tine Patrick și zic, fratelor, poate să fie și cinci ca tine, eu dacă vreau să-mi exprim un deranj față de... Asta este o gândire în funcție de cum sunteți voi. Ia un metrică de tine, nu? Ceva de genul. Nu? Sebi, ce înseamnă Poldo? Ce te deranja, termenul în sine sau te-ai gândit că a folosit altfel acest termen? Sigur vă zic, am gândit că a folosit și altfel și dacă ar fi fost să ne permitem glume de la început și să avem mereu, nu știu, comportamentul ăsta unul față de celălalt, nu m-ar fi deranjat, dar au fost momente când Teodora mi-a... Doamne, câte glume, câte materiale n-am văzut eu când eram la masă la băieți acolo, în bucătărie și făceam glume amândoi și ne permiteam și Teodora, i-ai pus și v-ați pus stop la glume în momentul în care Rebecca se lua de tine și tu ai zis ca să evităm orice a început, dar ulterior noi tot am mai glumit. Păi el aparent... El a rămas. Păi eu de-aia zic, lui de fapt el e deranjat că Teodora și-a permis glume cu el, nu că i-a zis sărac. Da. Îți permis tu să faci glume cu mine, tu asta dai de înțeles, nu că te-a numit. Pentru că l-a deranjat, aia te-a deranjat. Bine, am înțeles. Dacă aveam glume... Doamna Andreea, asta l-a deranjat. Asta l-a deranjat, că l-a făcut sărac. Bun, și eu acum, Antoni, cel care a fost implicat în subiect, vin și vă zic că sunt deranjat pe faptul că mi-a zis că nu ne permite... Ok, îmi pare rău, nu ne permite și nici nu o să foarte mai fac. Bine. Eu asta nu sunt supărat pe... Dar de ce nu vă împăcați? Păi, asta, eu nu sunt supărat pe aia, doamnă, că aia s-a supărat. Dar se agită de... nu mai poate. Unde ți se pare că magia... Ți se par niște copilărisme. Exact! Vreți să vă împăcați și să glumiți în continuare? Nu mai glumim, doamna Andreea. Doamna Andreea, nu vreau să glumesc, dar pur și simplu nu sunt supărat pe aia. Eu i-am zis de cât ce am avut să-i zic. Că nu înțeleg. De la gluma aia, n-auzi. De la gluma. Poate a venit... Patrick, de ce crezi că e Andoni supărat? Frate, mă crezi, iartă-mă, Robi, dar n-am fost atent. Pe Patrick, doar dacă îl întrebați de Bianca. El nu mai știe altceva, Bianca și atât. Hello! Ești bine, Patrick? Nu. Da, am auzit discuția de astăzi. Și moldovesc și mie mi se pare. Nu știu ce este între Teodora și Antoni și eu am crezut la un moment dat că își permit glume și chestii. Acum când s-a schimbat macazul, habar nu am. Dar nu știu ce am că nu. Și eu la un moment dat, da, la început știam că sunt pe glume amândoi. Păi, dar Robi, tu de ce crezi asta? Tu de ce crezi că a fost deranjat de gluma în sine? Am spus mai devreme. Nu te-am auzit. Pentru că a folosit acel termen. De asta. Să nu sunt convins 100%. Ok. Vai. Vă împăcați? Dar eu sunt ok, eu n-am nicio treabă. Și nici eu nu sunt supărat pe ea. Și atunci ce vorbim 3 ore despre gluma? Adică de 3 ore de...
vorbește că Antoni nu-i supărat, nu? E subiect de clasa 6-a, a 4-a. Ca și cum întreabă-mă câți am ani. Da. Păi stați puțin că este subiectul pe care voi l-ați discutat, în care ai intervenit și tu, Robi. Și, na, el a venit în clasă. Cu ce am intervenit eu? El la clasa 7-a. Păi, doamna Andreea, păi cum să nu intervin când Antoni, în loc să-mi zică, Robi, îmi pare rău, dar chiar dacă ești lângă Teodora, îmi permit să îi zic o deranj. El vine și mă ia pe mine că poate să fie și trei de al de tine, adică ce-mi face Antoni, mă bate sau ce-mi face? Doamne ferește, uite. Poate să fie și trei de al de tine, de că ce eu... vă rezumați doar la violență? Exact. Pentru că la asta s-a referit el. Nu, uite, și doamna Andreea zice. Două secunde, vă rog frumos, să întreb și eu băieții. Dacă vin acum lângă tine, Patrick, și zic, fratelor, poate să fie și cinci ca tine. Eu dacă vreau să-mi exprim un deranj față de... Asta este o gândire în funcție de cum sunteți voi. Ia un metrică de tine, nu? Ceva de genul. Nu? Sebi. Ce înseamnă Moldo? Antoni, scuză-l pe prietenul tău, te rog frumos, pe fratele tău, că e de acord cu mine. Fii atent, ai terminat? Așa. Patrick, ești de acord că frica nu poate să însemne numai în violență și agresivitate? Dar în ce? Păi da, bun, nu. Ok, sunt de acord, păi, dar nu înțeleg. Fii atent, nu ciudat să zici că poate să fie trei de tine. Automat, clar, stai orice înțelegere pe care ai tu cu el, că voi vă înțelegeți, stai orice.